e făcută biserica de așa natură încât să nu semene nimic din afară cu ceea ce e înăuntru. E făcută în așa fel încât cel ce pășește înăuntru să-i se pară că este în altă împărăție. Iar cel ce rămâne afară, de asemenea, să aibă sentimentul Că nu are nimic de a face cu cei ce au intrat înăuntru. <coughs> Și lucrul ăsta nu este pentru că sunt scaunele altfel, pentru că este sala altfel, ci pentru că odată intrat în biserică trebuie să gândești altfel. Intri într-un alt fel de gândire. Într-un alt fel de simțire. Lucrurile sunt așa de deosebite, așa de diferite, încât cei de afară li se pare foarte ciudat să vină înăuntru, iar cei ce sunt înăuntru nu se mai simt bine afară. De asta. Aș vrea în seara asta să vă zic bine că ați venit înăuntru. Bine că ați hotărât să schimbați felul de a gândi. Bine că ați sosit într o zonă în care se simte altfel. Și despre asta aș fi vrut în seara asta să cugetăm mai departe. Despre asta și ruse să ne rugăm mai departe. Pentru că în predica sa de pe munte, în Matei, capitolul 7, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos spune cuvintele astea. Intrați pe poarta. Ce a strântă. Căci în rest, largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Adică puțin sunt cei ce o găsesc. Textul sugerează faptul că sunt mulți care au pretenția că o caută. Repet, nu știu dacă o caută cu adevărat. Dar cel puțin la nivel de pretenție sunt foarte mulți care zic noi căutăm caldea îngustă. Și de aici încep problemele. Vreau să vă întreb, cine face calea îngustă? Sau cine face ca această cale să fie îngustă? Sunt persoane care cred că cu cât calea e mai îngustă, cu atât e mai... mai adevărată. Și dacă ar putea să o îngusteze atât de mult încât să fie extrem de greu să intri pe ea, atunci ei ar face din lucrul acesta un examen foarte greu de dat. <coughs> Și religiile lumii mărturisesc despre asta. Apostolul Pavel vorbește despre oameni care au tot felul de înfrânări. E bine să te înfrânezi. Da sau nu? Care i părerea dumneavoastră? E bine? Sigur că da. Cu cât te înfrânezi mai mult, cu atât ai anumit control asupra ta însuți. Și e un lucru bun. Pentru că tot Apostol Pavel spune că fiecare este robul lucrului de care este stăpânit. Ca urmare, eliberarea sau libertatea constă în faptul ca nimic să nu pună stăpânire pe tine. Ce te stăpânește? Ce te stăpânește? Pe îmi place să ce? Să dorm până la ora 10. Am luat exemplul cel mai nepotrivit, că nu cred că este vreunul dintre noi care să fie stăpânit de patima asta să stea până la 10, dar am luat exemplul ăsta tocmai pentru că nu se potrivește. Dar până la ora 10 îmi place să dorm. Ei bine, Dacă vrei să fii liber, nu lăsa ca ceva, oricât de banal, să te condiționeze. Serios, da. Dar ca să ajungi la concluzia că prin faptul că scoți din viață tot ceea ce este plăcut, frumos, asta ține de mântuire și de salvare, e cu totul altceva. E cu totul altceva. Căile de meditație orientale, budism, hinduism, yoga și așa mai departe, ele toate au la bază anumite înfrânări ale cărnii, care până la urmă constituie o cale de mântuire. Se numesc tehnici de mântuire. Și tehnicile respective se referă la modul în care tu trebuie să te adresezi propriului tău trup. Și printr-o anumită tehnică de respirație, anumită tehnică de postură, anumită tehnică de gândire, anumită tehnică de respirație și așa mai departe, toate lucrurile astea fac ca în trup să se producă modificări firești, organice pe care cei ce le obțin le numesc ca fiind dovezi ale faptului că mântuirea lucrează în ei. Spre exemplu, pierderea conștiinței sau înlocuirea conștiinței acesteia cu viziuni, stări de autohipnoză, vorbiri neinteligibile, care se numesc vorbiri în limbi și așa mai departe care de fapt în Sfânta Scriptură se numesc bolboroseli. În sfârșit, toate fenomenele astea adunate, toate unele lângă celelalte, ele sunt considerate în religiile lumii ca fiind dovezi ale mântuirii. Nu vreau să intru mai mult în lucrurile astea. Aș vrea doar să întreb ce înseamnă calastră. Am fost obișnuiți în cultura românească cu călugări care se autoflagelează, nu mănâncă, își impun rânduiele ascetice neobișnuite. În cultura vremii noastre, oamenii care făceau, de făceau lucruri de felul ăsta, erau considerați sfinții. Era argumentul sfințeniei. Din ce cauză? Ei mergeau pe calea îngustă. Și în timp ce am învățat din Sfânta Scriptură că nu asta e calea îngustă, Domnul Isus Hristos rămâne totuși cu provocarea asta între noi. Și ne spune, intrați. Pe poarta strâmtă. Creștinismul biblic mai recunoaște poarta strâmtă. Oamenii Cuvântului lui Dumnezeu. Mai înțeleg despre ce este vorba atunci când cuvântul spune, intrați pe poartea cea strâmtă, mergeți pe calea îngustă, pentru că dincolo, pe calea largă, nu e nimic care să conducă spre Dumnezeu. În ce măsură eu sunt acela care uh, caut calea îngustă? O mai caut? Nu mi se pare calea îngustă ca fiind un soi de fanatism de care trebuie să fug? Nu cumva normalitatea generală a creștinismului pe calea largă, pe unde merge toată lumea, mi se pare suficientă, suficient de echilibrată în așa fel încât nu mai caut calea îngustă? Înțelegeți, în seara asta despre asta aș vrea să uh, vorbesc puțin despre dacă la nivelul minții noastre, a ideii noastre, noi mai avem conceptul acesta. Caută păi, calea îngustă. Adică, strântă, versetul 14 din nou, strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o găsesc puțin sunt cei ce o găsesc. Înainte să întreb dacă noi am găsit-o, pentru noi, da? înainte să spun lucrul ăsta, vreau să întreb, mai avem conceptul acesta al căi înguste care trebuie să fie găsită? Mai căutăm noi calea îngustă? Cam cum ar arăta? Și acum... Lucrurile sunt simple din punct de vedere ale Domnului Isus Hristos, dar din punctul nostru de vedere uneori e mai complicat. În Matei 19 vine la Domnul Isus Hristos un tânăr. Știți, știți întâmplarea, e foarte comună. Versetul 16. S-a apropiat de Isus un om și a zis învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică. Vreau să vă întreb, căuta calea îngustă sau nu? Uitați-vă puțin ce se întâmplă. Mântuitorul i-a zis, de ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, să intri în viață, E vorba de a intra, e vorba de ideea de poartă. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. O, oh, Doamne, păzește poruncile. Deci așa se intre în viață. Noi suntem, oarecum, în momentul ăsta, în situația în care vorbim din ce în ce mai puțin de cele 10 porunci. Așa este și tânărul. El nu vorbește despre cele 10 porunci. De asta este surprins când Domnul Isus Hristos îi zice de cele 10 porunci. Păi, lasă că ăsta este un nivel pe care l-am depășit. Că de asta îi spune Domnul Isus Hristos. E, care e porunci? Ca și cum el ar căuta a 11-a poruncă, a, a 12-a poruncă, ar căuta ceva în plus, ceva mai deosebit, mai performant decât cele 10 porunci. Aș vrea să rămân puțin la tendința asta noastră. Noi avem impresia că cele 10 porunci sunt prea banale pentru noi. Sunt prea știute pentru vremurile noastre. Pentru cercetătorii asidui a Sfintelor Scripturi, cele 10 porunci sunt depășite Cu toate că în înțelepciunea sa Dumnezeu a demonstrat un lucru fantastic, și anume că omul de milenii repetă aceleași greșeli, omul de milenii repetă aceleași păcate, omul nu învață mai nimic de la o generație la alta, omul nu devine mai puternic de la o generație la alta, astfel încât să se împotrivească greșelilor pe care le-au făcut generațiile anterioare. În Sfânta Scriptură găsim surpriza asta pe care unul dintre, o are unul dintre marii proroci, descurajat, fugind, aproape dorind să moară, rostește rugăciunea asta. Doamne, nu sunt mai bun decât părinții mei. Vreau să vă întreb. Ce crezuse Ilie despre el? Că e mai bun măcar decât tata și mama. Ilie crezuse că a depășit puțin problemele lor. Fiecare nouă generație crede că ea e mai bună decât părinții generațiile anterioare. Să uită și spun, sunt mai bun decât tata și mamă. Până nu vine momentul ăla al pocăinței în viața fiecarei generații, în care fiecare, la rândul ei, să spună nu sunt mai bun decât părinții mei, până atunci, noi nu ne-am maturizat și n-am cunoscut pocăința. pentru că s-au schimbat computerele, s-au schimbat mașinile, s-au schimbat rachetele, s-au schimbat căruțele, s-au schimbat tot ceea ce vreți dumneavoastră între timp de la o generație la alta, dar nu s-a schimbat un singur element fundamental, a rămas același. Care e? Poftim? Eu. Eu am rămas același. Bineînțeles și poruncile. Dar eu am rămas același. Eu am impresia că sunt mai bun datorită faptului că merg într-o mașină mai bună. Dar nu uitați, mașina poate să fie mai bună, dar cel ce conduce mașina nu este mai bun decât generația dinainte care condusese un car cu fân. Ba din potriva s-ar putea întâmpla că cel ce ședea în carul cu fân și mergea cu 5 km pe oră să se fi rugat mai mult, să fi fost mai curat decât acela care golnește pe autostradă cu 200 de km la oră. Pentru că, repet, s-au schimbat mașinile. Dar oamenii care sunt duși în stânga și în dreapta, nu știu dacă s-au schimbat. Și poruncile lui Dumnezeu fac un singur lucru, ne fac serviciul acesta, ne fac să vedem că după mii de ani de zile repetăm aceleași greșeli, aceleași păcate, călcăm aceleași porunci și nu sunt decât zece. Dacă vreți să descoperiți genialitatea lui Dumnezeu, este faptul că Dumnezeu a luat din imensitatea aceasta a nelegiuirii, din varietatea asta infinită a posibilității de a fi rău, și această infinită posibilitate de a fi rău a redus-o la 10 lucruri fundamentale. Și a zis Dumnezeu, ăsta sunt cele 10 lucruri fundamentale care te fac să fii rău. Într-o infinitate de ipostaze. Dar de fapt n-ai decât 10. 10 elemente profunde. Dacă ai reușit să fii atent la 10 lucruri. Dacă ai reușit să nu păcătuiești în 10 puncte, atunci n-ai mai fi rău. Știi asta? De ce nu reușim? Și ne-am propus și ne străduim și fariseii au făcut lucrul ăsta aproape la nesfârșit și au devenit din ce în ce mai din ce în ce mai zi tare. Zic tare. Din ce în ce mai răi. Foarte interesant. Încercau să păzească poruncile astea ca să nu fie răi. Și rezultatul a fost că au devenit din ce în ce mai răi, arătând că de fapt nu reușeau să le păzească. Asta a făcut Dumnezeu cu cele 10 porunci. Ne-a arătat că de mii de ani nu reușim să fim mai buni. Că civilizația, cultura, literatura, experiența, bunul simț, puterile noastre, toate nu ne ajută cu nimic în ceea ce privește schimbarea noastră fundamentală. Nimic. Nu vi se pare că suntem răi? Și pe fondul acesta este discuția asta de aici între tânărul bogat și Domnul Iisus Hristos și îl întreabă, domnul, îl întreabă tânărul bogat pe Domnul Iisus care sunt poruncile astea? Și îmi place, este, vers, este pasajul din Sfânta Scriptură în care îmi place foarte mult pentru că Domnul Iisus Hristos repetă poruncile. Nu îl pune pe tânărul bogat să repete poruncile. Acum Domnul Iisus Hristos le repetă și spune să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe toată lumea, pe mama ta, să iubești pe aproapele pe, 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 pe tău, ca pe, pe tine însuți. Și to mi-a zis, hai să vedem despre ce vorbim. Toate astea le-am împăzit. Păi dacă l-ai păzit pe toate astea, înseamnă că ești bun. Nu? Asta e ideea. Înseamnă că ești bun. Pentru că dacă le calci, ești rău. Dar dacă l-ai păzit, înseamnă că ești bun. Vă duceți aminte cu ce întrebare a început Domnul Isus Hristos? De ce mă numești bun? Cauți bunătatea? Vrei să fii bun? Frății mei, despre asta să fie vorba când e vorba de calea îngustă? Despre asta să fie vorba. Calea îngustă să însemne să fie bun? Păi dacă asta înseamnă calea îngustă, există vreodată vreo cale prea îngustă? Există? Adică, există vreodată vreun moment în care să fii prea bun? E posibil? E posibil să fie o cale prea îngustă? Cu alte cuvinte, cât efort pui să fii bun? Unii dintre noi vrem să păzim poruncile dar nu să fim buni. Și atunci aș cădem în cap ca de altă dată, păzim poruncile devenind din ce în ce mai din ce în ce mai răi. Și Mântuitorul spune, e iad aici, e iad. Din ce cauză e iad? Pentru că legea e duhovnicească. Și numai Duhul Sfânt o poate păzi. Și ca să fii bun când păzești legea, ai nevoie să fii plin de Duh. Bun. Tânărul zice, le-am păzit pe toate, ce mai lipsește? Când păzești poruncile lui Dumnezeu și simți că nu ești întreg, dacă păzești poruncile lui Dumnezeu și n-ai bucurie în suflet, înseamnă că ești în situația acestui tânăr, înseamnă că păzești, dar nu ești bun. dai seama ce asta? Noi venim aici în sabat ca să arătăm lumii întregi că noi ne-am hotărât să ținem până și ultima poruncă a lui Dumnezeu pe care a dat-o, până și a patra, o ținem și pe asta. Vă dați seama ce înseamnă celelalte porunci. Le ținem sau nu? Dacă o ținem și pe a patra. Noi am păzit-o și pe ultima. În sfârșit am împlinit tot. Și? Și? Și ce? Rezultatul. Textul spune, ar fi trebuit să devenim buni. Mai buni ca oricine. Bunul e învățător. De ce mă numești bun? Tu ești bun? Păi am păzit legea. Bun, știu că ai păzit-o, dar ești bun. Păi, nu știu. Asta e problemă. Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te, vinde, de la săraci, vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează. Dacă vrei să fii desăvârșit. Foarte interesant, Mântuitorul spune, nu toată lumea vrea să fie desăvârșită. Corect? Așa zice aici, dacă vrei să fii desăvârșit. Ceea ce înseamnă că nu toată lumea vrea să fie desăvârșită. Toată lumea vrea să fie în cer, dar nu toată lumea vrea să fie desăvârșită. Toată lumea vrea să fie pe noul pământ, toată lumea vrea să fie sfântă. Toată lumea vrea să moștenească cerul, nu toată lumea vrea să biruie păcatul. Sunt două lucruri diferite. Noi vrem să fim acolo, dar Mântuitorul te întreabă, da, desăvârșit vrei să fii? Pe păi, Doamne, cine poate să fie desăvârșit? Și totorul spune, știi cine e săvârșit? Cine? Cel care e bun. O cum e aia să fii bun? Păi, uite, vinde, dă, da. fă-ți o comară în cer și stai cu mine. Fiu cenicul meu, umbla cu mine. Vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Știți că a fi adventist de ziua șaptea nu înseamnă să fii membru într-un registru al bisericii. Domnul Iisus Hristos nu strânge membrii. Domnul Iisus Hristos face ucenici. Foarte interesant este când Ellen White, la un moment dat, spune În anumite cazuri, sunt persoane care au făcut de râs Biserica lui Isus Hristos. Ele au fost excluse din Biserica lui Isus Hristos. După aceea, oamenii respectivi s-au pocăit, dar din cauza că au făcut pagube bisericii așa de mari, ei mai bine ar fi să nu fie primiți, să nu fie reprimiți în biserică, ci să rămână în afara bisericii și zice dânsa, vor fi mântuiți acolo. Dar pentru ca să nu fie o potignire față de ceilalți oameni care stau și se uită și zic Aoleu, dar voi astfel de oameni aveți în biserică? Pentru ca oamenii să nu se potignească, însă spune să rămână acolo. Și ne vedem în Împărăția Lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este mântuire și în afara bisericii, nu numai în biserică. Pe bine, dacă este mântuire și în afara bisericii, nu numai în biserică, atunci eu de ce să vin să stau în biserică. Mai bine să stau afară. Viar trece vreodată gândul ăsta prin minte. Și răspunsul este, cei ce sunt aici sunt aceia care s-au angajat să fie ucenici. Sunt o armată de lucrători. Sunt cei ce s-au angajat să sacrifice tot sunt aceia care vor să dea tot pentru împărăția lui Dumnezeu. Sunt aceia care nu stau pe scaune, sunt aceia care lucrează, sunt aceia care își dau viața, sunt ucenicii aceia cu care Domnul Iisus Hristos își coboară împărăția pe pământ. Sunt urmașii celor 12 ucenici. Deci ce suntem aici? Urmașii celor 12 ucenici. De asta Domnul Iisus Hristos spune, eu nu te chem să fii membru. Eu te chem să dai. Eu te chem să lucrezi. Eu te chem să fii un agent activ pentru împărăția mea. Dă tot! Și vino și urmează-mă. Vreau să mă întreb, în îngustă sau largă calea? E îngustă sau largă? Luca 8, 19 cu 8, o situație similară. Tot un bogat, tot om cu vază, de data asta dintre vameși. Și de aici știți. Zacheu. Îi spune Domnul Isus Hristos că vrea să intre la el și în dialogul acela care a durat de când a coborât el din dud până jos, Zacheu a spus, dau tot. Cine i-a cerut lui Zacheu? Cine i-a cerut? I-a cerut Domnul Isus Hristos? I-a cerut sau nu? Nu i-a cerut. Păi iertați-mi limbajul. Ce l-a apucat pe Zacheu? Doamne, îți dau tot. Dau la săraci. Dacă am năpăstuit pe cineva, dau împătri, împătrit. Și după ce termin cu toți aia pe care i-am năpăstuit, după aceea jumătate ce mai rămâne, dau la săraci. Nici o problemă. Nu mă mai interesează. Important e că intri tu în casa mea. Observați ceea ce îi spusese Domnul Iisus Hristos, ceea ce-i spusese Domnul Iisus Hristos tânărului bogat, ce anume, vină cu mine, Zacheu consideră ca fiind domnul zice, dacă ai intrat tu în casa mea, dacă ai intrat mântuirea în casa mea, îi... eu nu mai, nu mai contează nimic. Întrebarea mea e, cine îl pune pe Zacheu să gândească așa? Îi se pare greu lui Zacheu. Nu. Îi se pare greu tânărului bogat. Da. Cine face calea îngustă și poarta strântă? Cine o face? Pentru unul largă și dă tot. Pentru altul, ingustă nu dă nimic. Cine schimbă lucrurile? Trece o femeie printre stâlpii și coloanele mari de la Templu. Se apropie de lada imensă în care se aruncau banii. locul unde se putea bani, se puneau bani, trebuie să fi fost mare, pentru că trebuia să încapă pungi mari. Wow. O singură ureche a auzit clincănitul a doi bănuți. Aruncat acolo, fără ca să vadă nimeni. Și Mântuitorul spune, Femeia asta care a trecut și nici nu s-a oprit ca să o vadă cineva, a dat tot. Cine a pus-o? A dat tot ce avea ca să trăiască. Cine a pus-o? Frații mei, există o revoluție pe care Duhul Sfânt o facem sufletul nostru. O revoluție nevăzută, la care nu participă nimeni, participați dumneavoastră și Dumnezeu atâta tot. Acolo se hotărăște dacă calea e largă sau îngustă. Acolo. Mântuitorul spune, nimeni nu vine la mine dacă nu-l atrage tatăl. Păi ce înseamnă atracția asta a Tatălui? Decât că, dincolo de momentul ăla al predicării Domnului Isus Hristos, care avea loc într-un timp și într-un loc anumit, dincolo de asta, departe de tot, Tatăl, Tatăl lupta cu inimile celor care trebuiau să vină și să asculte. Lupta era pe viață și pe moarte. Se rupeau cărări se întorceau oamenii înapoi din drumul lor. Unii găseau calea, alții o pierdeau, unii o căutau, alții nu o căutau, puțini o găseau. Și după ce au găsit-o, când auzeau predicarea Domnului Isus Hristos, erau gata. Înțelegeți? Îi pregătea Tatăl și îi culegea Mântuitorul. Ăsta este secretul lumii noastre. Tatăl luptă acum, Duhul Sfânt luptă acum, Îngerii luptă acum cu miliardele de oameni de pe planeta asta. Se pregătește un seceriș final uluitor de frumos în inimile fiecărui om se stabilește dacă mântuirea este cale largă sau este strântă. Dacă unul intră sau dacă altul nu vrea să intre, lucrul ăsta se stabilește în dreptul fiecăruia. În dreptul fiecăruia dintre doi există un iaboc în momentul în care Iacob își hotărăște viața sa, în momentul în care după ani de zile de căutare în sfârșit în pădurea nenorocită a problemelor vieții lui pe malul râului Aboc, acolo se întâlnește cu Dumnezeu. Se luptă cu Dumnezeu. Îl lovește Dumnezeu. Și în final Iacob îl descoperă pe Dumnezeu și pune locului acelui anumele Peniel fața lui Dumnezeu. Am văzut fața lui Dumnezeu. Acolo se stabilește calea este strâmtă sau largă. Acolo, la peniel. După ce l-ai văzut pe Dumnezeu, după aceea totul e simplu. Zacheu a zis, dacă a intrat mântuirea în casa mea, dau totul. Femeia a zis că dă tot ce avea ca să mai trăiască. Lucrurile lumii nu mai sunt considerate de valoare și nu mai reprezintă nimic. După ce l-ai întâlnit pe Isus Hristos, după ce ai stat de vorbă cu El, după ce i-ai simțit sfințenia Lui, după ce ai văzut cât e de bun, după ce păzirea poruncilor lui Dumnezeu te-a făcut bun cu adevărat, după ce cerul Rămâne ca moștenire pentru fiecare om care îl iubește pe Hristos. Aș vrea să închei citind din Luca, capitolul 13, aceeași idee, dar scrisă de data asta puțin diferit de către doctorul Luca. Versetul 22 zice așa, Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod, călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Iisus le-a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strântă, că -și vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Punctul 1. Mântuitorul nu spune dacă sunt mulți sau puțini. Întrebarea celuilalt era, ține de statistică. Doamne, suntem mulți sau puțini? Vrem să știm treaba asta. Și Mântuitorul nu răspunde statistic la întrebarea asta. El spune atât. Nevoiți-vă să intrați pe calea cea strântă. Căci vă spun, Că mulți vor căuta să intre, ceea ce înseamnă, mulți sunt interesați de calea aceasta strâmtă. Dar nu vor putea. Vor voi, dar nu vor putea. Din ce cauză? Pentru că a putea înseamnă, de fapt, să-l lași pe Isus Hristos. se pună stăpânire pe toată viața. Asta înseamnă. A putea înseamnă să intre mântuirea în casa ta. A putea înseamnă să mergi cu Iisus Hristos în fiecare zi. A putea înseamnă să răspunzi favorabil la orice chemare pe care Duhul Sfânt o dă în legătură cu lucrarea sa. Doamne, am o lucrare acolo. Cata sunt să meargă. A putea înseamnă să întrebe Iisus Hristos în fiecare zi, înaintea planurilor mele, Doamne, care sunt planurile tale? A putea înseamnă să fie tipul acela de om, cum mai de mult își luau sufertașul cu mâncare, credincioasele bisericii. Se duceau la oia care nu aveau de mâncare și le băteau în poartă ca să, le aline, ca să le aline sărăcia. Sau oameni care își lăsau coasa sau ziua de coasă și se duceau în poartă altuia ca să-i ajute pe ceilalți să gătească coasa înaintea lor. Pentru că le plăcea să fie buni. Oameni care aur și argint nu aveau. Pentru că le rădusele de multă vreme. Dar aveau un singur lucru. Împărțeau calea îngustă cu alții. Și pe calea îngustă își împărțeau pâinea. Vă aduceți aminte de visul acela pe care l-a avut Elena În legătură cu călătoria poporului Dumnezeu spre cetatea Sfântă? Vă aduceți aminte de îngustarea căii? La un moment dat, calea se face mai îngustă și mai îngustă, și ajuns să te întreb, dar nu se întâmplă să fie prea îngustă. Și ai lăsat căruța la un moment dat. După aceea ai lăsat catârii, că nu a mai putut să meargă nici ei. După aceea ai lăsat bagajele, că nu puteai să le mai duci, te dezechilibrau. După aceea trebuit să scoți pantofii din picioare, pentru că puteai să aluneci. După aceea și ciorapii, după aceea, dar până când, Doamne, îngustezi calea? Până când? Și răspunsul întregii viziuni este fantastic. Până când vei învăța să te prinzi cu toată puterea de funiile coborâte de sus. Până când nu te va mai ține nimic decât cerul. Până când Vei învăța să nu mai îmbrățișești lumea, ci să-L îmbrățișești pe Iisus Hristos și mântuirea Lui cu toată ființa și îmbrățișarea asta te va trece dincolo. Atât de îngust, atât de strâns, atât de frumos, atât de binecuvântat. Amin. Învață-ne Tatăl nostru. Să îmbrățișăm cerul, Părinte. Și când să facem lucrul ăsta, fă să dăm drumul acestei lumi și a oricărui motiv care ne-ar putea ține să nu îngropăm mâinile noastre întregi în mântuirea ta. Învață-ne, Părinte, calea îngustă a cerului, ca fiind cea mai largă chemare, cea mai frumoasă provocare pe care urechile noastre au auzit-o. Fă, Doamne, să ne simțim în largul nostru pe căile înguste ale cuvântului Tău. Fă ca ascultarea de poruncile Tale să ne facă buni și bunătatea Ta să lumineze în viața noastră și în viețile altora. Fă ca Biserica ta să poată purta bine cuvântarea acestei descoperiri a trăirii împreună cu tine. Te-am rugat în numele Domnului Isus Hristos și strigăm după Duhul tău cel Sfânt care să ne dea puterea și motivația necesară pentru ca să fim mai tăi și să ne nevoim să intrăm pe poarta îngustă, care a lărgit-o Isus Hristos. Pentru mine și pentru noi toți. Amin.